Bună seara și bine v-am găsit la știrile WeSport. Ministerul Educației și Cercetării a dat publicității lista celor 48 de federații care vor beneficia de surse financiare de la stat pentru anul olimpic 2024. În anul olimpic, cu 7 sportivi calificați deocamdată la Paris și alții angrenați în calificări, bugetul sportului moldovenesc este de 57 de milioane de lei și urmează să fie repartizat celor 48 de federații sportive naționale. Ministerul Educației a publicat lista beneficiarilor. Cel mai mult îi revine federației de lupte, 8.883.000 de lei. În jumătate vor primi federațiile de haltere și judo, în jur de 4.400.000 de lei. Cei de la proba olimpică kayak canoe vor primi circa 2.200.000 de lei. Iar boxerii moldoveni puțin peste 1,7 milioane de lei. Sportul de echipă, rugby-ul, va fi finanțat cu circa 1,3 milioane de lei din partea statului.